Salutare, prieteni! Suntem cu domnul bucătar, cu Fernando, cu patroana, mama, cu cutunița, cu leuțul și cu sică. Ce faci, domnul sică? Ce să fac, Alile? Cum e vremea la Strehaia? E vreme frumoasă până acum, vremea asta ne-a omorât. Vremea asta urâtă, parcă spuneam că suntem în decembrie. Acum anunțat că e frumos, a ieșit soarele din nori. Umblăm și noi la pantaloni scurs de acum înainte. Gata. Păi da. Ce faceți aici? Avem ceva, staboare sau bârfe, staboare, ceva? Stăm la bârfă. Nu se face mizăție cu bucătarul. Injecții. Mizăție de străbire. Păi eu zic să vă apucați de mâine. Eu n-am mai auzit asta, injecții de slăbire. Dacă vedem carnea, nu ne abține. Bă, eu fac pariu cu voi, vă fac mâine injecția și vă pun mielul în fața voastră și nu mâncați. Nu vă e foame. Nu credeți? Așa, dacă patrona și cu bucătarul, dacă vede mielul la ceaun, uită și de injecție și de tot. Nu există. Facem pariu, mă. Hai să facem, dar pierzi pariu. Hai. Cu injecția ta cu tot. Pe ce? Le spun eu rețetă. Zi. 30 de zile salate. Aaa. Păi tu-i bagi în spital cu rețeta ta. De ce? 30 de zile salate. Ajung la spital mai da. Repede. Da. Mă iep țică, dacă nu mănânc carne, ajung la spital. Auzi. Dacă nu mănânc un pic de carne. Atunci, nu e bine așa. Nu e bine. Poate faci injecția aia și încercăm mâine cu mielul, ce zici? Da, așa cum zicea Lin, mâine faci. Bă, mâine pune mielul pe masă. Și să mâncați la el, nu? Și nu mâncați. Nu poftiți la el. Te simți plin de mâncare. Iar la injecția aia ta. Da. Praf îți fac mielul, bine, o să pierzi. Bine. Facem pariu pe miel. Facem pariu pe miel. Hai. Nu, care mănâncă îl plătește. Care mănâncă îl plătește? Da. Păi la ce mai faci injecția ca să-l mănânc? Păi ca să nu mănânci. Păi nu mai mănânc. Dacă treci și peste injecție, bucătare, e gravă treaba. Dar eu nu cred. Eu nu cred așa ceva. Ce mâncăm ne alegem, Aline? Cu ce mâncăm ne alegem? Păi ideea e că mănânci tu, adică mănânci că trebuie să mănânci o dată pe zi, ceva ușor. Nu mai e foamea aia de turbați cum avem noi. Dar eu seara... dacă nu fac insulina și am făcut insulina și nu mănânc, nu știu cum să bag în gură mai repede. Aline! De la 7 seara... Și dacă se face bucătarul biscuite în dungă? Păi uite, o să slăbească mai rău ca sică. Uite cum sunt eu. Sică e bine. De la 7 seara nu e voie să mănânci. Așa e. La 7 seara, mâncare, pa, la revedere. Un măr, o banană, o portocală, ceva și atât. Bucătarul și el visează de la 7 seara un miel, o aia. Doamne, mă, ce zice mie portocală, auzi. Aurmă să mănânci o portocală. Nu poți să-mi spui o rânză, o frisură, un jambon, un altceva, nu poți să-mi spui. Fernando, te bagi tu la dietă. Nu, eu mă duc la sală. Care o ță de mere să bagi în salată, să vezi ce te slăbește, da. Uite ce cu oțetul, patronul. Să iai ce să iai oță de mere. Da. Salata o mănânci cu ce? Cu carne, nu? Da. Cu carne. Să nu, cu garnitură de ceafă. Păi și atunci care e problema, că nu faci nimic? A, da, uite. Uite, eu acum trebuia să mănânc un pui la grătar. Da, grătarul nu ce grătar. Nu ne-ai luat și nouă, un pui, patronul, nimic. Până am auzit, nu vezi că n-am auzit. Mâine ne ducem în piață. Mâine. Pe mâine e piață. Era bun, da, patroană, pui, da. Știți că s-a inventat carne bio? Carne bio. Carne. Carne bio. Gânaz bio. Uite, uite cum țipe cineva la distanță. Nu faci cu telefonul așa și nu mai coboară din mașină. Gata, jos, da. Hai că revenim. Prietene, uitați ce face mama. Dă cu măturica. Asta am învățat eu. A luat gripa de la voi, că milă, ce e asta, nu știu. Când ai venit să dau porocica? Mă stai la poartă? Păi stau și cu lume la poartă. În șatră. Ce auzi? Ce auzi de cu bârfe? La bârfă. Dar ce s-a auzit? Dar ce idee nu-i la poartă? Pe la bârfă. De ce nu stai tu la bârfă? Mie nu-mi place. Uite, cu patroana, cu sică, bârfii și voi lumea care trece pe stradă. Eu cu ei. Mai bine mă duc și stau în pat. Fii atent. Hai la bancă, la poartă pe bancă. Stai acolo cu patroana, cu sică, ți-ai o cafeluță. Eu. Da. Să stau cu ei. Poate nu uitați cine a venit. Cine a venit? Nimeni. Cine a venit, albinelul? De ce te ascunzi? Unde ai mai umblat, albinelule? Uite, tu știi cine e cățelul ăla? Cum îl cheamă? Iza.
Îl știi? Știi că cum îl cheamă câine? Nu știi? Aline, da. Uite, sunt cu... cu Albina, cu fata lui, cu alu Alin, îi mulțumesc. Hai, lasă fata în pace că ești bet. Hai, Albina. Mergem să culegem cireșe. Hai, Sică. Hai de la cireșe. Cu coșul. Da. La culeg de cireșe. De ce? Aveți haine aici la uscat? Ia mă urc pe scara! Ia mă urc pe scara! Calzi! Albinescu! Și la mine sunt cireșe, dar n-am dat toate așa roșii, dar aici au dat! Că ăștia sunt de mai! I-au luat crengile, cine a adunat cireșe azi? Mamă! Ce, știi ce? Să ții crengile, să le iei aici în față, că unii îți rup crengile care trec pe la magazin și că... Păi și cum urc eu? Dar sunt crăpate, ălea le coapte bine... Păi și cine urcă pe scară? Eu? Știi ce? Rupă cu tine! Ion! Ioane! Da, unde e Ion? Da. Eu avem de găsat unde cireșe să trimite eu, dar nu vreau să mai avem. Și aici aveam piersici, nu s-au făcut. Nu. Da, unde e Ion? Nu se urcă Ion. Ia mă urcă. Ion e frică de porci, de tot. Nu, Albina, nu, dă-te jos. Nu, nu faci nimic dacă te urci acolo. Nu. Cai. Da, da, după aia Ion. Hai că mamă că-i tipi. Mamă, ce harță a făcut gardul aici. Alina. Acum a zis că trebuie făcut. Da. Acum cine făcut gata. Nu, nu, dă-te jos, nu. Cai, te rog eu. Hai jos. Jos, 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 jos. Te rog eu jos. Stai. Hai. Coboară. Hai că urc eu. Să facă neamișul încet așa. Hai că urcă Sică. Ce? Gardul. Pe să-l facă. Încet așa. Să-l facă neamișulică pe nenea gardul. Acesta gardul trebuie făcut. Să iau ce trebuie să facă. Încet așa. Uite și tu ce urăți, urăți tot, n-am mai făcut nimic. Și n-am mai făcut treabă. Uite unde a pus în care, nu știu cine, și aici, pe chiar la asta erau. Las că sunt, uite câte sunt. Unde? Hai bine. Păi nu e scris scara sucă. Păi dacă nu e scris, să uite cum scris. Păi și dacă cade, nu e desfăcută cum trebuie. Eu mă ajut cine pe bancă, să mai iau și de afară. Mai luat-o. Albinescu, ce faci? Ce pantaloni în piele are, uite. Dă coș. Ia, domnul Sică. Mă, trebuia scara aia să o punem în armată pe pop sau pe poartă, aia de aluminiu. Mamă, Sică zic că e scufița roșie cu coșul. Te duci la bunicuța să duci cireșe. Da. Cădea lupul, ține scara. El nu e învățat cu scara, mai bine mă urc eu. Sică, cazi de acolo. Pe mine mă groase scara asta. Să agăți coșul de ceva. Poți să-l ia fata coșul și aruncă în el. Nu mai trebuie. Nu stă bine scara, n-a pus-o bine. Uite, cad, sunt crăpate. De ce fac? Nu rupe crengi! Că nu se mai ia pala anul și așa. Dar ce n-ai fac? De ce mai cărge după aia? A? N-am mai fac, crezi că ce mai cărge după aia? Anul trecut. Doamne, prieteni. Ia, ține, 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 să-i arăt cum e. Vreau să gustăm cireșele, să vedem cum sunt, eu n-am mâncat până acum. Uitați cine a venit cu noi. Uitați cine e cu noi, hai cățelu. Bă, că zici ce faci aici de gustit așa de el? Păi mi-e dor de el. Cuțu, 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 ce faci, mă? Mă, cățelu meu. Cuțu, cuțu, cuțu. Haide, haide. Așa crapă, Aline, uite așa nu. Dar uite așa care le-au mai coapte, uite așa crapă. De la ploaie asta, multă, de la... Dar bine că te ploaie. Iau și de jos. Nu te luăm de jos, vrei să facem... Uite, Aline, ce au un defect, de ce? Păi tot ca să nu fie bine. De soare, nu știu. Ce soare a fost, Aline? Habar n-am. Da, prieteni, am ajuns la masă cu cireșele. Să vedem ce ne-a
Ce ne-a cules, cum era? Scufița roșie, nu? Sica. Mm. Ce bune sunt. Mm-hmm. Păi mai câte una stricată. Îți plac cireșele? Da. Bravo, albinelul meu. Bravo. Papă. Gata, prieteni, încheiem seara aici, de fapt ziua, cu vlogurile. Am venit în cameră, o să mă schimb și o să mă pun în pătuț să dorm. Bine, nu dorm. Să stau și așa în pătuț. Am obosit, eram și la dietă și ieri mi-a dat patroana, a făcut grătar de pui, a făcut toate astea și mă simt foarte greu cu mâncărurile astea. Eu sunt cu albinelul, vin încoa, fac cu mâna. Mi s-a înfundat și nasul, am luat răcelea, cred că de la mama. Și asta este. Ne vedem, prieteni, mâine. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi. Vă doresc o seară frumoasă. Și ne vedem mâine. Pa, pa. Pupă și tu, prieteni, bine. Pa, pa.